39.195 de elevi nu au reușit să ia la examenele de evaluare națională măcar nota 5. Asta înseamnă că unul din patru elevi nu a fost capabil să treacă minimele standard pentru încheierea ciclului gimnazial. Și mai știți ceva? Acest număr este cel mai mare din ultimii 10 ani. Exact cei 10 ani de când domnul Klaus Iohannis ne tot amenința cu România Educată, proiectul care ar fi trebuit astăzi să se materializeze în prima generație absolventă cu rezultat. Întrebarea pe buzele tuturor este una simplă. Cum am ajuns aici și ce poate fi făcut? Soluții există. Și o să enumăr doar trei soluții simple. 1. Învățământul organizat într-un singur schimb și programe de tipul școală după școală. E limpede că atunci când unul din patru elevi nu reușește să ia notele minime, ai o problemă la modul în care e organizat sistemul. Și atunci, după amiază, profesorii se pot apleca asupra nevoilor de recuperare din partea fiecărui elev. 2. Avem nevoie de o digitalizare reală a învățământului. USR a propus o soluție prin care catalogul online electronic să lase în Ministerul Educației o bază de date cu tot ceea ce se întâmplă în timp real în sistem. Absențe, note, medii încheiate. În felul acesta vei putea vedea timpuriu când un elev acumulează mult prea multe absențe sau golurile de învățare încep să crească. 3. Învățământul remedial. USR a propus o inițiativă legislativă care astăzi este în Parlament, prin care, în momentul în care, în urma evaluărilor cu subiecte unice naționale, descoperi că elevii sunt cu note mici lăsați în urmă, ai nevoie să aplici obligatoriu învățământ remedial în cazul fiecăruia dintre ei. Toate aceste soluții ar fi putut să fie deja implementate și generațiile de elevi să se bucure de rezultatele lor. În schimb, cei de la PSD și PNL au hotărât să respingă politic orice inițiativă de bun simț a venit din partea noastră a celor din opoziție. Doamnă Ligia Deca, 39.195 de elevi sunt mult prea mulți pentru a putea să mai continuăm în același fel.